Credincioșii ortodoxi sărbătoresc astăzi lăsata secului pentru postul Crăciunului. Este ultima zi în care creștinii pot mânca de dulce. Conform tradiției, oamenii se adună la mese îmbelșugate, care vor fi interzise însă în perioada postului nașterii Domnului. Tradițiile legate de lăsata secului sunt variate în funcție de zonele țării, însă toate au în comun masa festivă la care se adună familia, rudele sau prietenii. În această zi, românii consumă acele alimente care atrag sporul sau ouă de puică pentru a evita cheltuielile neprevăzute. Ciorba de pește este binevenită pentru ca în timpul postului românii să rămână sprinteni. La desert se servesc plăcinte, mai ales cu struguri sau cu stafide, care simbolizează sporul și vigoarea spirituală. Una dintre cele mai vechi datini din popor cere ca azi oalele să fie lăsate cu gura în jos, pentru ca oamenii să fie feriți de pagubă sau de boală. Conform unei alte tradiții, femeile nu au voie să coasă, nu torc și nu țes, ca să nu fie lovite de rele și de molini. Femeile fac turte de mălai și le dau de pomană. Datina mai spune că fetele bătrâne care țin post negru în ziua de 14 noiembrie se vor căsători în anul următor după Paște. Tot acum se oficiază ultimele nunți din acest an, pentru că după data de 15 noiembrie până după bobotează sunt interzise cununiile. Dogma creștină spune că în postul de lăsata secului, care începe de luni, nu se mănâncă în zilele de miercuri și vineri cu unt de lemn și nici nu se bea vin. În aceste două zile se postește până la orele 3-4 după amiaza, timp în care se poate consuma doar hrană uscată sau legume fierte. Postul Crăciunului amintește de postul de 40 de zile ținut de Moise pe muntele Sinai, înainte de a primi cele 10 porunci de la Dumnezeu.